Vă salut, sunt Cristian Negoiță, iar în acest clip vreau să vă arăt cum fac eu repicarea la răsadurile mele de roșii crescute pe balcon. Suntem la jumătatea lunii aprilie. Răsadurile mele s-au dezvoltat destul de frumușel, unele dintre ele, pentru că mai sunt și câteva soiuri care nu știu din ce motiv refuză să crească cum sunt acestea și cum sunt acelea din partea dreaptă. Au suferit un pic și de alungirea, așa cum se numește, alungirea răsadurilor, pentru că au avut multă căldură, dar nu au avut suficientă lumină naturală, pentru că au fost foarte multe zile foarte norate și am încercat să le țin în frâu prin mai puțină udare, ca să spun așa. Nu le-am dat apă din belșug, tocmai pentru a le mai stopa din creșterea și alungirea foarte, foarte rapidă. Acum, revenind la oile noastre, aici am în cuibul acesta am două fire, aici am două, aici am două, aici am două, la fel și aici. Și pe partea asta altă la fel. Aici am iar două și vreau să le repic. De asemenea, aici am o alveolă fără cuiburi. Și acum trebuie să le repic, să iau de aici, să le scot din pământ. De aici, vedeți cum sunt? Direct în pământ, nu sunt în cuib individual, și să le pun într-un cuib din acesta. În aceste alveole voi folosi tot turbă pe care am pus-o și la momentul în care am pus semințele, pentru că am văzut că le merge destul de bine. Și anul trecut am folosit aceeași turbă și acum 2 ani și chiar este foarte bună. De asemenea, după ce o să le repic, am aici o sticlă de 2 litri cu apă de ploaie jumătate amestecată cu macerat de urzică. Deci 1 litru macerat de urzică și 1 litru apă de ploaie. Și încep repicarea propriu-zisă. Folosesc acest briceag mic și iau fiecare cuib și tai între plântuțe, între cele două plântuțe, astfel încât să nu rănesc foarte tare rădăcinile celor două. Și am scos una dintre rădăcini, iar cea de-a doua a rămas aici. Așa arată acum. Și voi pune această plântuță cu rădăcinile ei. Voi pune într-un cuib aici și voi planta mai adânc, astfel încât eu să completez cu pământ și să ajung până la acest nivel. Motivația este următoarea. Tomata este genul de plantă care dezvoltă din acești perișori, dezvoltă rădăcini. Cu cât adaugi mai mult pământ, cu atât ea dezvoltă în partea aceasta mai multe rădăcini și se hrănește mai bine, se dezvoltă mai bine. Și completez în jurul plantei. Nu presez foarte tare pentru că nu vreau să rup vreo rădăcină sau în cel mai rău caz să rup tulpina. Doar apăs cu degetele încet în jurul ei și presez până când simt că este bine tasat. Și mai adaug. La fel ca și semănatul semințelor și repicatul răsadurilor, este o operațiune destul de migăloasă. Trebuie foarte mare grijă în acest moment, astfel încât să nu fie rănite plantuțele. Și dau surplusul de pământ la o parte. După care iau
sticla de apă în care am apă de ploaie și macerat de urzică. Și torn. Încet, încet, prin picurare, torn la bază, astfel încât evit să ud frunzele roșii. De asemenea, în locul acesta, în gaura, se vede mai bine acum, în gaura aceasta unde a rămas o singură plantuță, voi mai adăuga turbă. Și presez la fel încet să nu rănesc rădăcinile. Și continui. Iau briceagul, tai între cele două plante. Și o scot pe cea care doresc să o mut. Arată foarte bine. Sunt cele mai multe dintre ele, v-am spus, sunt destul de viguroase. Vor avea până la începutul lunii mai, când le voi muta în grădină, vor avea suficient timp să crească. Plus că, din experiență, am observat că la momentul în care plantez în grădină un răsad care este foarte mare, aproape cu flori, unele dintre ele având flori, am observat că se dezvoltă, încep să se dezvolte și se adaptează mult mai greu decât un răsad micuț. Întotdeauna, în cei 3 ani în care am pus răsaduri, când am plantat răsaduri mai micuțe, am observat o dezvoltare mai rapidă decât a celor care erau mari. Am observat că și în piață majoritatea celor care cumpără răsaduri vor cât mai mari, cât mai dezvoltate, eventual să aibă și flori, însă eu le prefer pe acelea mai micuțe, pentru că de multe ori răsadul acela care are deja flori, în momentul în care îl pui în pământ, sunt destul de multe șanse ca primul etaj să nu se dezvolte cum trebuie. Și la fel pun plantuța pe fundul alveolei și adaug turbă. Mai adaug niște soluție de asta și lasă să se taseze. Din acest unghi acum se va vedea și mai bine. Deci avem în acest cuib cele două plantuțe, iar eu tai între ele încet, fără a răni tulpina. În situația în care am tăiat, și sigur am tăiat și din rădăcina acestei plantuțe, nu este absolut nicio problemă, pentru că ea își va reveni imediat. Rădăcinile acestea superficiale se vor dezvolta imediat și nu va suferi absolut deloc planta. Ia uitați ce frumoasă este. Culoarea este exact cum trebuie. După ce le-am dat cu le-am udat, am început să le ud cu maceratul de urzică. Au început să se dezvolte destul de binișor. Adică am văzut o modificare în aspect, ca să zic așa. Și acum pun, vedeți, aici este gol, nu am pus pământ,
o pun plântuța pe fundul alveolei și adaug turbă. Și împrăștii de jur împrejurul plântuțe, având grijă ca tulpina să fie cât mai în mijloc, să nu fie foarte aproape de margini. O să dureze un pic aici și o să fac destul de multă mizerie. Asta este dezavantajul, ca să spun așa, la răsadurile plantate pe balcon la bloc. Dar în lipsă de opțiuni mă descurc cum pot. Iar asta a fost partea mai ușoară, ca să zic așa, întrucât aici am avut câte două plântuțe într-un cuib și vreau să vă arăt cum le voi repica pe acestea, care sunt mai aglomerate. Aici, observați, sunt trei rânduri de plântuțe în această cutie și sunt destul de dese. Ce voi face în situația asta? Le voi păstra pe cele din lateral și le voi scoate pe cele din mijloc. După ce le voi scoate pe cele din mijloc, le voi rări pe acestea. Asta o voi lăsa aici în colț, o voi scoate pe aceasta. Pe asta o voi lăsa aici și o voi scoate pe aceasta și o voi muta acolo. Haideți să vă și arăt. O să încep cu asta de aici. Fac un mic pătrățel. Tai în forma unui pătrat în jurul acestei plântuțe. Și o scot. Cu tot cu rădăcini. Iar acestea două nu sunt absolut deloc afectate. Pe aceasta o pun în cuib și la fel voi umple până sus, iar ea va face rădăcini până la nivelul acestea. Se vor dezvolta foarte, foarte frumos aceste răsaduri. Acum, după ce am scos-o pe aceasta din mijloc, o scot pe aceasta din lateral ca să se răresc. Și o voi pune aici în cuib. La fel și pe aceasta. O să mă mișc un pic mai repede. La fel și pe aceasta. La fel și pe aceasta din lateral. Și acum obțin aici, în zona asta, voi păstra exact așa cum este această alveolă, nu voi, pe acestea patru și vor fi una, două, trei, patru, din două în două, pe acestea le voi păstra, nu le voi,
nu le voi pune în cuiburi individuale. În schimb, voi adăuga aici turbă între ele și voi ridica nivelul la turbă, astfel încât și acestea să dezvolte rădăcini din tulpină. Acesta este și motivul pentru care am lăsat mai puțină turbă când am plantat semințele. Am lăsat mai puțină turbă, nu am ridicat până sus, tocmai ca ele să se dezvolte, să le pot repica fără nicio problemă și ulterior să le oblig un pic să facă rădăcini și din tulpină, să dezvolte rădăcini și din tulpină. Așa arată acum cele două alveole unde am făcut repicatul acestor răsaduri. Aceasta a fost alveola care era foarte, foarte deasă. Vedeți, am lăsat cât se poate de rare plântuțele și acestea sunt cele pe care le-am repicat. Acum sunt un pic mai plăștite, însă le voi... Sunt mai plăștite pentru că le-am întrerupt sursa de hrană, însă imediat după ce le voi uda acum cu apa asta de ploaie și maceratul de urzică, își vor reveni de îndată. Și din momentul în care vor începe să dezvolte rădăcini pe tulpini, vor fi foarte, foarte frumoase aceste răsaduri. Le ud treptat, întrucât turba necesită un timp până când absorbe toată apa. Dar ca idee ați înțeles despre ce este vorba și ce am făcut eu aici. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-a plăcut cum m-am jucat eu, precum un copil mic aici cu mâinile în pământ și cu plantuțele astea. La fel sper că v-au fost de folos anumite informații. Vă salut, toate cele bune!